Ce e interesant în universul nostru. În Sim Racing vin oameni cu motivații foarte diferite. Sunt oameni care pur și simplu uh, caută doar uh, o distracție, în loc să te uiți la un uh, serial într-o seară. Te așezi în simulator și dai o cursă pentru propriul tău entertainment. Sunt oameni care o văd ca pe o metodă de antrenament pentru cursele reale. Avem de altfel o mulțime de, de piloți din viața reală care folosesc asta ca și, ca și antrenament. Își păstrează reflexele, își păstrează întreaga energie în priză, mai ales în sezonul care, care stă să înceapă acum, în perioada de iarnă, real și virtual. A fost pentru noi întotdeauna un, un scop în sine. Mulți dintre simrei vor să ajungă pe circuite, mulți dintre cei care sunt pe circuite astăzi vor să atingă și um, sfera asta a lumii virtuale. Astfel am ajuns să dezvoltăm un proiect paralel, un proiect foarte interesant împreună cu importatorul. Primului brand de prototipuri din, din România, Radical România, un, un brand britanic care și-a deschis o reprezentanță și aici, în, în Europa de Est, pentru prima oară în România. Primul nostru sezon în mediul foarte popular, iRacing, a fost realizat împreună cu, cu Radical România și acum vă invit să... Vedem împreună cam, cam cum a arătat uh, acest sezon și cum a fost conceptul acesta al uh, tranziției de la virtual la real, în primul rând, printr-un uh, sezon întreg, și apoi vom reveni să discutăm despre premiile care au, uh, care au fost uh, colaterale acestui concept. la câțiva ani după apariția primelor circuite de mare viteză din România, iată a venit momentul ca și un prim producător exclusiv de mașini de curse să-și deschidă o reprezentanță în România. Prima din Europa de Est, de altfel radical România, a apărut cu ambiții mari pe piața internă și aici în regiune, cu dorința de a lua cu asalt competițiile existente de circuit, dar și de a lansa noi formate. Era un brand bine cunoscut pentru iubirea itori curselor, dar în afara către un public mult mai larg trebuia popularizat. Iar până când s-a putut porni pe circuitele reale undeva la finele primăverii, inițiativa a venit în plan virtual alături de Racing League Romania, un partener cu care se cunoșteau cei de la Radical în sfera competițiilor din anii precedenți. Și astfel a fost lansată această serie cu 10 etape de -a lungul a 4 luni în mediul Li Racing ceea ce a crescut considerabil vizibilitatea brandului radical construită de la zero această imagine cu streamurile ce au adunat mii de vizualizări de fiecare dată cu o bătălie ce a implicat mulți piloți reali dar și cei mai buni simracer din România atrași de premii foarte tentante Inclusiv experiențe de circuit, campionatul a fost un succes din ianuarie și până în luna mai, disputându-se etapele, iar protagoniștii au avut apoi ocazia debutului chiar pe circuitul Motorpark România. Întoarcem în studio și am văzut ultimele cadre, nu mai erau dintr-o platformă digitală, erau chiar de pe circuit, chiar de pe Motorpark România, unul dintre cele două circuite de mare viteză din, din țara noastră. Acolo au ajuns simracerii noștri pentru mulți dintre ei un vis împlinit. A fost cel de-al doilea shootout pe care l-am organizat. Primul a fost făcut în parteneria cu Smart Driving România și cu o Alfa Romeo 4C, care i-a pus la grele încercări pe Victor Taraș, Andrei Bechir și Mihai Șuțeanu, iar apoi a urmat acest premiu pentru sezonul în colaborare cu Radical România, acolo unde au fost din nou Victor Taraș și Mihai Șuțeanu, de această dată pe un prototip, nu pe un turism, așadar și mai dificil pentru ei, chiar dacă Șuțeanu e un fost campion de karting al României, în aceeași situație, tot cu pedigree în karting, a venit și, și Dragoș Simion, a fost și Matei Barbu la acel shootout, așadar, numai puțin de patru nume au avut senzația de a experimenta trăirile acestea pe, pe circuit, pe circuit real. Ai fost și tu acolo, cum ți s-a părut așa de la, de la, nivelul pistei, cum ai trăit entuziasmul lor? A fost, a fost foarte interesant. Dragoș, de exemplu, Uh, el a pornit cu motorsportul și abia apoi a intrat în sim racing. Da? E clar că pasiunea lui uh, mai mare e pentru motorsport. Ei bine, surpriza a fost la Victor și la Mihai, când i-am văzut încă de la primul shootout. Nu știu exact la ce să se aștepte, da? pentru că ei nu au mai mers cu mașina pe circuit, doar Mihai a mers, așa cum ai spus, în karting. Ei bine, după primele tururi erau hooked, erau acolo și și-au dat seama că da, sim ul este Uh, o modalitate foarte bună pentru a obține astfel de experiențe atunci când uh, parteneriatele uh, permit și chiar promovează asta. Uh, M-am bucurat foarte tare să văd cât de bine s-au descurcat. Repet, ei nu au experiență pe circuit și totuși ceea ce știau din sim racing s-a tradus atât de bine în uh, pilotajul pe circuit, mai întâi cu Alfa, apoi cu Radical. Uh, și cred că au reușit uh, să obțină niște rezultate foarte bune pentru prima lor ieșire cu acele mașini pe circuit E clar că vor mai urma și alte experiențe pe circuit pentru ei Dacă nu ca premii sunt sigur că i-a cucerit total experiența da, semnele indică undeva în, în bucătăria internă că unii dintre ei chiar deja se, se gândesc la programe în motorsportul real, deja au întrebat despre anumite costuri, e absolut normal odată ce descoperi ceva ce nu-ți puteai imagina cât de fain și cât de entuziasmant poate să fie, să vrei să revii acolo. Dragoș Simion a câștigat acel shootout, a fost cel mai rapid dintre cei patru, pentru că asta era doar prima fază. Premiul complet însemna o participare în campionatul național de Time Attack, așadar printre alți piloți cu grade diferite de experiență, dar oricum oameni care aveau tururi la activ. Cel mai rapid dintre sim racers urma să ia acel uh, prototip și să-l ducă în, uh, într-o competiție de nivel național. Asta se va întâmpla în primăvara lui 2022. Dar Dragos și-a câștigat deja acest loc, fiind uh, nu doar mai rapid, ci obținând un feedback general mai bun decât al uh, celorlalți simracer din partea unor piloți foarte experimentați. Ovidiu Zaberca și Mihnea Ștefan le-au fost instructori după ranurile lor. Hai să vedem uh, untura lui Dragos și apoi uh, discutăm despre cât de bun a fost de fapt respectivul timp. Așadar, cu Dragoș mergem pentru un tur pe Motor Park cu Radical SR1. am văzut turul lui Dragoș un tur de 1 minut 47 de secunde pe pe motorpark în sensul antiorar, sensul mai rar utilizat, un sens pe care uh, Dragoș Simion nu-l cunoștea, el chiar dacă avea experiență pe, uh, pe motorpark aceea data din urmă cu 2-3 ani și era Codacee Logan de 100 de cai putere, deci uh, complet alt animal, am putea spune în uh, termenii unei mașini de curse așadar erau destule noutăți și pentru Dragoș Simion și chiar și așa în sensul prea puțin familiar și cu um, o mașină complet altfel, cu un, cu un prototip în care aerodinamica lucrează altfel pentru a obține asemenea timp, a reușit să fie deosebit de rapid. Cât de rapid? Hai să nu mai lăudăm noi, să nu creadă lumea că suntem subiectivi. Comparați voi, puteți găsi timp de pe, de pe Motor Park, s-a concurat cu modele Radical SR1 de-a lungul întregului an 2021, atât în Radical Romanian Cup, cât și în campionatul național de, de Time Attack. Vă puteți face propria impresie despre unde a putut să ajungă un sim SimRacer la prima lui experiență, la primele lui patru tururi lansate cu această mașină. N-a avut niciun antrenament preliminar cu ea, a venit pur și simplu cu um, propriul talent, cu propriul bagaj de cunoștințe, atât din plan real cât și din uh, plan virtual. Eu nu am fost impresionat, atât de Dragoș cât și de ceilalți concurenți. Mai mult decât atât, am văzut de curând, acum în toamnă, când Mihai Șuțeanu a luat același prototip Radical SR1 și a venit la o etapă de um, Campionat Național de, de Time Attack, Din nou, Tim soliz, adaptare foarte rapidă. Cred că aceasta este deja, este deja o cale confirmată. Din punctul meu de vedere, aș putea lua 5-7-10 sim buni din, din ligă și aș avea oricând încrederea că pot să fie rapis pe circuit real. Vreau să te contrazic puțin legătură cu ce ai spus mai devreme, și anume că Dragoș a mers fără antrenament pe circuit. Tocmai aici uh, vedem utilitatea Sim-Racing-ului. Uh, știu direct de la el stăteam de vorbă înainte de experiența lui cu radicalul pe circuit și îmi povestea despre cum se antrenează în simulator folosind circuitul Motor Park România, disponibil pentru Assetto Corsa, da, realizat în comunitatea noastră, și el tocmai încerca să meargă cu un prototip similar, cu SR1, pe circuitul Motor Park România, în mediul virtual, ca să descopere puncte de frânare, trase, abordări în viraje. Ori eu cred că asta l-a ajutat foarte mult. Asta ca să fac așa puțină reclamă Sim Racing-ului, dar e o reclamă adevărată, dacă mă întreb pe mine. Este o reclamă adevărată, pentru că pot să vin și cu, cu alte două exemple. Motor ul există de, de vreo 2 ani, poate aproape 3, de când a fost dezvoltată varianta virtuală a circuitului, care în realitate există din 2014-2015 în varianta actuală de 4,1 km. Dar, în sensul antiorar care este rar folosit, el a fost inaugurat virtual în momentul în care unul dintre uh, apropiații noștri, Radu Dumitrescu, un sim racer cu bogată experiență, urma să aibă o etapă crucială tot în cadrul Rotac, în cadrul campionatului național de Time Attack, și atunci a venit la fondatorul RLR, la Lucian Kirvase și l-a rugat să implementeze și acest sens invers de parcurgere decât cel uzual. Asta l-a ajutat pe Radu să obțină o victorie foarte importantă și titlul în 2020 la categoria Supersport cu acel Porsche Cayman după același antrenament virtual. Mergem mai departe în 2021 și dau exemplul chiar uh, al subsemnatului, care, uh, când a ajuns să aibă, tot așa, prima sa etapă pe sensul antiorar uh, de pe Motorpark în uh, Seria Națională de Anduranță, tot așa. Același lucru, nu aveam ce să fac altceva, nu aveam cum să vin eu și să închid uh, pista și să mă dau un sens opus față de toți ceilalți. Așa că am luat un BMW cât mai uh, asemănător cu uh, cel pe care îl am în campionat și am început să dau uh, tururi de acomodare cu, uh, cu acest sens antiorar um, al pistei.